Adunau bani în obșac. Trei deținuți ai penitenciarului din Soroca, membri ai unui grup infracțional, sunt bănuiți de colectare de bani pentru a finanța ilegalitățile comise în cadrul instituțiilor penitenciare din țară. Oamenii legii au pus la dispoziția presei și secvențe audio cu discuțiile dintre suspecți și persoane aflate în libertate privind sumele de bani ce urmau să ajungă în haznaua criminală. În urma perchezițiilor desfășurate între 30 august și 4 septembrie, autoritățile au descoperit două telefoane mobile, un încărcător, o pereche de căști și o cartelă SIM, toate folosite pentru a facilita transferurile ilegale. Descinderile s-au extins și la domiciliile apropiaților deținuților, unde au fost găsite alte patru telefoane mobile, 5 carduri bancare și 34.400 de lei. În zilele următoare, condamnații vor fi transferați în alte penitenciare pentru audieri, în timp ce anchetatorii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate, dar și pentru a da de urmele victimelor care au căzut pradă acestui grup criminal.